Luni dimineață, un autoturism a ieșit în afara părții carosabile pe raza comunei Baia. La fața locului au intervenit pompieri militari cu modulul SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. O singură persoană a fost implicată în accident, un bărbat în vârstă de 43 de ani. Acesta a fost extras de către pompieri și predat echipajului medical care l-a transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.